Ce sunt pădurile virgine? Pe din punct de vedere tehnic le-aș putea descrie foarte plastică. Sunt pădurile în care omul nu a avut nicio intervenție. Aceste păduri au evoluat practic în mod direct sub influența mediului. Și influența omului asupra acestei păduri nu există. Însă dacă ar fi să vorbesc din punctul meu de vedere, ce sunt pădurile virgine, sunt legătura cu trecutul și poarta către viitor. Aceste păduri păstrează o serie de informații de sute de ani. Aceste păduri sunt singurele care ne mai dau o imagine despre cum trăiau părinții și bunicii noștri. Sunt, dacă vreți, locul în care ai cea mai mare șansă să te regăsești. Și am mai spus-o într-un context și o repet pentru că îmi place. Noi aveam un slogan, românul este codrui frate cu românul. Noi cu astfel de codri eram frați. Biodiversitatea, pădurile virgine oferă o șansă pentru anumite categorii de specii care se regăsesc mult mai greu în pădurile cultivate. În pădurile virgine se regăsesc aceste specii într-o stare favorabilă și în pădurile cultivate nu le regăsim. Deci are acest segment de biodiversitate și acest rol privind biodiversitatea. Totodată pădurile virgine, așa cum am spus, înmagazinează foarte multe informații. Pădurile virgine, aici găsim o informație care de mult a fost pierdută în pădurile cultivate și când spun în pădurile cultivate mă refer în imensa, monstruoasa majoritate a pădurilor din Europa. Practic, aici este ultimul loc în care putem să vedem cum evoluează natura. Spre exemplu, de la ultima glaciațiune, fagul a revenit. Până atunci, ceea ce domina erau rășinoasele. După ultima glaciațiune, specia care a reușit să supraviețuiască este fagul. Este specia care s-a întins în toată Europa. Și asta pentru că atunci pădurea exista într-un mod natural și a fost lăsată singură să își găsească calea spre evoluție. În momentul de față trăim din nou o perioadă de schimbări climatice în care așteptăm de la natură să-și înceapă din nou evoluția în nou context climatic. Șansa de a evolua într-un mod favorabil este din astfel de relicve, din astfel de zone unde evoluția a fost naturală. Este mai greu să credem că o evoluție firească și o evoluție care să combată aceste schimbări climatice va porni dintr-un arboret cultivat, dintr-un arboret în care s-a plecat de la principiul economic, de la profitabilitate, de la profit. Nu. De acolo nu se poate evolua foarte bine. De aici, aici este speranța noastră. Vor veni schimbările climatice și aceste păduri vor răspunde acestor schimbări climatice. Nu trebuie decât să mergem să ne uităm la ele și să răspundem și noi în pădurile cultivate în aceeași formă. Ele ne vor furniza informația de care vom avea nevoie să supraviețuim. Forma ideală de pădure e cea în care te simți cel mai bine. Pădurea nu seamănă metru pătrat cu metru pătrat la fel. Nu există o pădure care să o pot descrie ca fiind o pădure ideală. Aici, dacă ne întoarcem în patru zări, vom vedea patru păduri diferite. Cu atât mai mult cu cât este o pădure virgină și acolo vom vedea o pădure tânără, aici vom vedea lemn mort, dincolo vom vedea un arbore bătrân. Pădurea ideală este pădurea în care te simți acasă. Din păcate, începem din ce în ce mai mult să nu ne simțim acasă, să ne simțim stingheri în astfel de păduri, mulți dintre noi. Însă asta este pădurea ideală, cea în care suntem noi înșine. Nu știu dacă simte nevoia să controleze, nu știu dacă omul își dă seama că controlează evoluția unei păduri. Omul simte nevoia de să-și obțină resursele pădurii. Și din păcate, dacă ar fi să împărțim ceea ce ne oferă pădurea, putem împărți în două moduri. În produse directe, și aici mă refer la lemn și produsele accesorii ale pădurii, fie că vorbim de fructe de pădure, fie că vorbim de ciuperci. Și o altă categorie sunt serviciile pe care pădurea ne le oferă și pe care le conștientizăm mult mai greu, dar care sunt mult mai importante. Produsele directe sunt mai simplu de văzut, sunt mai simplu de accesat, sunt mai simplu de comercializat și atunci, bineînțeles, avem nevoie de ele și le extragem de acolo. Ne ducem să ne luăm lemnul, să ne luăm ciupercile, să ne luăm smeura. Prin asta influențăm evoluția unei păduri. Cealaltă componentă de servicii le conștientizăm de obicei mult după ce am făcut prostia și este foarte greu de remediat.
în general, prin asta se deosebește. Adică conștientizăm un serviciu pe care ne-l face pădurea abia după ce se produce o inundație. Conștientizăm serviciul care ne-l face pădurea abia după ce vin turiștii, ies pe balcon la stațiunea balneoclimaterică și văd în față un munte gol. Atunci încercăm să conștientizăm cum se remediază chestia asta. Foarte scump și într-o perioadă foarte lungă de timp. Deci, aici omul nu simte nevoia să conducă pădurea. Omul îi vrea resursele și prin asta pădurea ajunge să evolueze într-o anumită direcție. N-aș vrea să vorbesc cu chestiile alea simple, oxigen, apă și așa mai departe. Adică fără astea n-am putea trăi câteva secunde. Fără oxigen, fără apă n-am putea trăi mai mult de o zi. Și într-adevăr pădurea e casa apelor și o spune un mare profesor de silvicultură despre acest lucru. Dar ce ne dă pădurea? Ne dă șansa să vedem cine suntem. Pentru mine asta este cel mai important. Poate că lumea deja a trecut peste faza cu oxigenul, a trecut peste faza cu apa. Toată lumea știe, deja a intrat în derizoriu acest lucru, deși n-ar trebui. Pădurea ne arată cine suntem. Și vedem acest lucru în lungul istoriei și evoluției oamenilor. Foarte mult timp în urmă, popoarele care trăiau într-o anumită zonă se refugiau în fața popoarelor migratoare fugind în pădure. Le oferea acel refugiu, acea zonă de liniște unde se puteau apăra. Astăzi, nu o să vă vină să creadă, dar se întâmplă același lucru. O să vedeți zeci și sute de corporatiști care odată ce a venit vinerea au fugit din corporațiile lor. Unde? Exact ca străbunii lor cu sute de ani în urmă, în pădure. Exact acolo pentru a se regăsi. Uneori nici nu ne dăm seama de lucrul ăsta. O facem instinctual, o facem ca o chemare la care răspundem și nici nu conștientizăm că asta ni se întâmplă. Asta reprezintă pădurea și asta ne oferă nouă. Și ca nație. Avem simboluri, fie că avem o frunză. Echipa națională de rugby, frunza de stejar, e acolo. Ne regăsim, dacă vă uitați, la nuntă, la naștere, avem bradul, la îngropăciune, avem bradul, sicriu e făcut din lemn. Întotdeauna ne însoțește în toate etapele vieții. La nuntă se pune bradul. Când construiești o casă, pe casă pui un brad. Noi, de fapt, nu ne-am rupt niciodată de pădure. Și oricât de corporatiști am fi, oricât de moderni am fi, la un moment dat ne refugiem înapoi în pădure. Și acolo ne regăsim cine suntem. O să vedeți foarte rar schituri și mănăstiri făcute în mijlocul marilor comunități urbane. O să le vedeți întotdeauna aici, pentru că aici te regăsești tu cu tine, cu divinitatea ta, cu ceea ce ești. Asta ne oferă pădurea. Iar ce oferim noi pădurii? Pot să nu răspund la întrebarea asta. E foarte greu să mă gândesc ce ne... Așteptări. Asta oferim noi pădurii, așteptări. Avem și așteptăm de la ea foarte mult. Cel mult respect, dar nu mulți dintre noi. Și n-aș vrea să-i uit pe cei care oferă respect. N-aș vrea să-i uit pe cei care iubesc pădurea. Am colegi care le dau lacrimile când intră în pădure. Asta ne oferă nouă pădurea și asta le dăm noi. Sincer, nu mi-a fost niciodată frică în pădure. Eu m-am refugiat în pădure, m-am regăsit în pădure. Mie când mi-e frică, fug în pădure, nu fug din pădure. Mi-a fost de multe ori frică pe anumite străzi lăturarnice în marile orașe. Dar niciodată în pădure. Și s-a întâmplat să mă prindă noaptea și s-a întâmplat să ascult anumite sunete, zgomote, simpla prezență și vorbeam sau fluieram și deja mă simțeam protejat. Nu mi-a fost niciodată frică în pădure. Poate e o prostie. Am respectat întotdeauna normele de bun simț pe care trebuie să le facem pădure, să te faci simțit, să te faci auzit. Nu avem acele animale sălbatice care să aibă o plăcere să te atace, să fie agresive. Cunosc niște norme minime de protecție în pădure și nu m-am simțit niciodată în faza de frică în pădure. Nu mi-e frică în pădure. Poate e surprinzător, nu știu.
pe care îi cunoști, care le dă lacrimile în pădure, nu plâng neapărat de o tragedie a pădurii, și nu asta vreau să evidențiez, ci faptul că emoționează. Și faptul că atunci când intră în pădure și când văd pădurea, pentru ei acolo se regăsesc. Și pentru asta am studiat, pentru asta am învățat. Eu la vârsta de 12 ani știam ce vreau să mă fac. Și acum sunt, aproape că nu vine să cred că mi-am urmat visul. Cam asta e.